Salut, eu sunt Mădălin și în acest video am să vă arăt misiunea numărul 9 din jocul Call of Duty Modern Warfare 3. Și de data aceasta o să urmăm pe Sandman. Suntem în Paris, uitați, în Eiffel. Să coborâm. Este plin de fum de ăla toxic ca în misiunea anterioară. Vedem unde trebuie să o luăm. Ce puternic, forța. Plin de oameni morți pe jos. Trebuie să ne grăbim. Se joc în pereți. Unde ești? Sunt și l-am omorât cu grenada. Cred că putem înainta. De unde? Ok. Deja se retrag. Și ne-am întâlnit cu alt convoi. Alți soldați. Să intrăm în clădire. Să luăm unii de aici. Să jucăm un pic și cu USP-ul. Cât o să putem, foarte puțin, că avem nevoie de pierdere de tragere mare. Deja uitați cum se retrag, deja sunt speriați. Și cum spuneam, schimbăm din nou pe arma noastră principală. Să vedem dacă putem să-i ucidem. Și înaintăm. Wow, trage cineva mine. Ah, și am murit. Mai încercăm o dată.
Noi trebuie să ne apropiem cât mai mult de turnul Eiffel, fără să murim. Bă, da, și te trag cu mine. Să aruncăm mai multe grenade, să vedem ce face aici. Sandman. Aruncăm grenadă și flashbang. Să încercăm să nu mai murim și a treia oară, fix în același loc. Da, cred că tot vom muri. Nu știu de unde trage așa. Hai, viață, hai, băi! Headshot. Tu trage? Grenadă și n-am vrut. Băi, deci nici nu ies un pic afară și deja mă ciuruiesc ăștia. Lasă-mă duc eu după Sandman.